biserică de lemn din Oltenia, veche de mai bine de 3 secole, este readusă la viață de o mână de voluntari. A ajuns pe mâna celor de la ambulanța pentru monument și este restaurată cu tehnica folosită de meșterii de odinioară, cu lemn cioplit și cu dalta și maiul. În același timp este bifată și o premieră. Șindrila de pe acoperiș este bătută cu mii de cuie de lemn. Cu pasiune și multă răbdare, așa lucrează voluntarii la reabilitarea bisericii de lemn. Deși plouă afară, aceștia nu renunță la misiune. Acum lucrez la unghiul dinților și de fapt sunt doar două unghiuri, deși dacă te-ai uita nu ar părea. Acesta drept și cel din mijloc care este mai ascuțit. Mihai studiază arhitectura la Sibiu. E la a doua restaurare în cadrul proiectului Ambulanța pentru Monumente și de mai bine de o lună lucrează cot la cot cu restul voluntarilor să salveze bătrâna biserică din lemn. Complicat a fost să fac aceeași geometrie pe care au făcut-o meșterii original și apoi sculptura este atât de simplu cât să bați cu mai un daltă. 4 cm. De ridicat, da? Să ridicăm în sus. Biserica e monument istoric, dar aici nu s-au mai ținut slujbe de 30 de ani, reparații de și mai mulți ani. Lăcașul de cult a fost ridicat în jurul anilor 1700 și a devenit pacientul ambulanței pentru monumente în ultimul ceas, când risca să se facă una cu pământul. Prin acoperiș ploua, iar stâlpii de lemn erau mâncați de putregai. Voluntarii au bifat acum și o premieră în domeniul restaurării, cel puțin pentru ultima jumătate de secol. Șindrila este bătută cu aproape 1000 de cuie din lemn, exact cum făceau meșterii de odinioară. Fiecare piesă se ia la mână, se îndreaptă. Pe tot lemnul trebuie să fie uscat de la șindrila din stejar, lațul e din fac și cuiul, cum e cel din mână, e din corp. Și e foarte elastic și pentru asta îl folosim la baterea șindrilei. Este prima oară când se reface o șarpantă cu cuie de lemn, așa cum se făcea acum 300 de ani. Tot lemnul este cioplit, indiferent că este vorba doar de părți din elementele de lemn, deci părți care se chiertează sau integral, anumite elemente, că vorbim de tălbi, vorbim de cosorabe sau vorbim de căpriori, inclusiv lații. Aici, dacă ați văzut, lații de fac sunt toți ciopliți manual. Biserica din Căpățânești e învăluită și în legende locale. Oamenii din sat au vrut să o mute pe deal, dar spun localnicii, crucea reapărea peste noapte în luncă, locul unde a fost ridicată inițial. S-a renunțat la strămutare și bisericuța a rămas în locul în care e azi. Altă poveste locală spune că în anii 70, când râul Motru a ieșit din matcă și a măturat totul în cale, biserica a rămas în picioare, deși apa a ajuns până la streașină.